Bună, prieteni, și astăzi este partea a doua din Vulcan, hârtie și carton. După ce s-a uscat și după ce l-a lăsat la uscat, luăm niște fâșii de hârtie și le facem așa și le prindem aici cu lipici. Ca să arate așa, să fie de formă, ca să zic așa, să pară că e vulcan. Și după acestea o să o vopsim. După ce am terminat vulcanul de vopsit, cam așa arată, zic că arată destul de bine. Îl ducem să se usuce vopsea după el afară. Cât timp vulcanul este afară, noi vom face un pic de curățenie. După ce vulcanul s-a uscat, pune bicarbonatul de sodiu și oțetul în interior ca să el să poată să se rupă. Dacă v-a plăcut ce am făcut, nu uitați să dați un like și subscribe. V-am pupat!